tu unde îți bagi într-un coș, îți bagi într-un coș, plătești cu cardul, nu mai știi de capul tău. Nu unde mai știi prețul. Bă, dacă știi, te duci până la urmă, știi o pâine, că te mai uiți. Bă, nu știi, că e pe un palier. Tu ești milionar în euro dacă nu te uiți la prețuri. Azi m-am gândit la momentul ăla că am cumpărat cartofi. Nu te, exact, nu te uiți la de-astea minore. Te uiți când te duci la un restaurant scump, poate. Aș vrea să ajung în faza care să nu mai uiți la prețuri. Îți dăm o marjă de... Mamă, restaurant scump, cât am înjurat. Nu vreau să zic unde am fost. Ba, am fost la... În București? La Constanța, pe lângă Năvodar. Am mâncat niște vită. Era unul cu un grătar în față, acolo cu o vită și fac o paranteză. Cu o vită, mă, o vită, doamne, iartă-mă, o vită. Japoneză, știam și eu că n-ai cum să te apropii. Dă-o, dracu, da. Că aia japoneză vorbește japoneză, deci e scumpă, e da. Ca dracu. Și mai avea una americană și nu știu ce. Argentiniană, la... orice vită e mai argentiniană. Scumpă. Decât... Trebuie, trebuie să înțelegem. Și am zis, bă, taie-ne și noi, eram 4 inși. 6 inși, eu cu finii mei și cu niște prieteni. 6 inși? 6 inși, eu cu finii mei și cu niște prieteni, dar nu-i mâncaseră. 10 milioane. Dar am mâncat, stai un pic, că tu nu știi câtă vită, că n-a tăiat o vacă, a venit cu vaca lângă mine. I-am zis, dai-ne și nouă, două bucăți. Ah, okay. Bă, două bucăți așa. Bă, bă două bucăți așa. Stai că-ți fac. Am avut trei porții de... File. File de Taliata, câte patru de-astea. Da, da, da. 12 bucățele de vită, uite așa. Am făcut eu cu Adi ăsta, cu nebunul meu, cu mecanicul meu, cu prietenul meu de suflet. Cât poate să coste, mă, cea mai scumpă din meniu era 45 de lei. Hai, două, doamne, 45 ori. Te ia la asta de grame. Au fost vreo 300 de grame. Teoretic ar trebui să coste la prețul scump vreo la prețul scump de București. Constanța la Năvodar, da? Pe lângă Năvodar. Vreo 200 de lei. 2 milioane? Da, 2-3 milioane. La un 300 de grame, la prețul scump de Nordului. 19 milioane. Cum? Situația, vă dau cuvântul, am nota de plată. Am eu poză în București, aici, la un celebru restaurant. Nu-i normal. Care poartă numele unei firme de haine, când s-a deschis. Este 19 milioane porția. Hai mă, lasă. Eu n-am mâncat vita, tu n-au scurt. Eu cred cu Aida, lasă-o trec. Bă, să ne înțelegem, eu nu m-am dus într-o vitrină și am zis... Am înțeles. Care e cea mai scumpă vită pe care o aveți, băi? Poate nu, uite da, aia, da. Dă-mi-o pe aia. Nu, era unul cu un grătar în fața acolo, ești de bun, avea vita lângă grătar, lângă masa aia, nu părea scump, da. Doamne... Poate era avea... Wagyu. Nu Wagyu, că știu și eu, Kobe, Mobe și că Wagyu de ăsta japonez, nu te apropii că e scumpă. Era un... Vită de normal. Vită, de să mă... în ea de vită. Imaginează-ți că eu aveam 7 milioane, toți banii pe viața mea, că eu stăteam la nașul în un apartament. I-am zis lui Adi, Adi mecanic. Cât ai? El a zis să moară. Aș transpirat așa, zic am 6. 7 cu 6, 13, ne-am nenorocit. M-am uitat, vă jur, vă jur. Deci nu glumă, nu nimic. M-am uitat la Anda, Anda s-a uitat la mine, zice. M-am uitat și la finul meu, mi-a fost rușine de finul meu, dar i-am zis, tu câți bani ai la tine? Alocația. Finul lui am 2 milioane. Rezolvă pe asta. A rezolvat tu camere și... A venit o spătăriță, cash sau card? Pleacă tu un pic, vreau să vorbesc și eu cu prietenii mei. Gogule, am luat toate cardurile, toți prietenii mei, i-am sunat pe toți, nu intră nimeni, era ora 10 jumate seara. Eu n-am Revolut, Mevolut ăștia, că ți intră direct, bla bla bla. Da, pe Revolut. Avea ăla un card de la un prieten de-al lui, de pe o firmă, 3 milioane, care era aceeași bancă. Merge dacă ai același cu cont. Da, 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 da. Și am strâns din 3 milioane după un card, cu 1,5 milioane după un card, cu 15 milioane pe care aveam noi și am făcut 19 milioane. Noi am și chemat-o și am zis, în primul rând, nu este meniu. În meniu era cea mai scumpă vită, 45 de lei. Și nu este, e urât că nu e meniu. Corect. Și în al doilea rând, de la gratagiu, Samara, am mâncat și eu la Cocoș Atomici. Dar să, dacă a plătit unul 19 milioane, doar n-am cumpărat. Aur. Aur, da? Am intrat pe OLX și am arătat, costă 15 milioane o vacă. Întreagă. Întreagă, mamă, de mai dă și lapte. 15 milioane. Mi-ați luat 19 milioane, pe 4 bucăți de vită ați luat-o, razna? Băi, o vacă 15 milioane, bă, nesimțiților, bă. Și am plecat. Am și plecat a doua zi. La revedere, drum bun. Ce mănânci? Ia-ți un sandwich, hai să le cărăm. De ce nu ai sunat la protecția consumatorului? Animalelor. Protecția animalelor. Și știam. Că-s vândute aiurea. Hai că aveau, ar fi spus, nu, domne, că-i dai la altă. Aveau, e pregătită. N-aveau ce să-mi zică, nu era meniu. Nu era meniu, da.
N-avea ce să-mi spună. Păi și atunci, bă, nene, anunțați-mă. Când vin acolo, anunțați-mă. Cum au? Cum au justificat? Eu fiu, știu, mă fi văzut că lansez film, să poate ce ești dragoste. Ăla e milionar de la dracu când îți uită la vită. Bine, asta. M-am uitat de m-a luat ficatul, ești nebun. Păi dacă nu e în lista de prețuri, cum ți-au facturat-o? Cum au pus-o pe bon? Cum cu ce scrie pe bon? Vită cu, doamne iartă-mă, le mai fac și să am nota. A venit ăla care a aruncat. N-a venit nimeni, nimeni mi-a pus 4 bucăți de vită, dă-l-mi, doamne iartă-mă. Că m-a uitat, am transpirat de nervi. Și uite cum am făcut, s-a terasă să juru, știi, pe aia. Acasă? Hai, tata, acasă, că așa nu e. A nu-ți mai spun că puteam să cumpăr tot năvodarul ăla când eram cu eleiul. Băi, eu stau la nașii meu, eu îmi sun prietenii și spun, ești acasă, e cineva, stă cineva la tine astăzi? Mâine stă cineva? Eu, Constanțean, eu care făceam atâția bani când eram cu eleiul și era un dolar